părinte, iubiți credincioși și credincioase, frățiile voastre, lucrarea Sfântului Duh s-a văzut în ziua pogoririi, atunci când ucenicii erau închiși de frica iudeilor. Duhul Sfânt a intrat în acea încăpere și s-au așezat sub chip văzut al limbilor de foc asupra fiecăruia. În clipa aceea, ei au primit puteri sporite. În clipa aceea, din oameni fricoși, au devenit oameni îndrăsneți. Din oameni care nu aveau curaj, au prins mare curaj. Din oameni care aveau anumită stare de deznădejde, au primit mare nădejde. Și de aceea au ieșit la propovăduire conform cuvintelor spuse de Domnul cu 10 zile mai înainte la înălțare. Mergeți, învățați toate neamurile, botezându-ne în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cei care se vor boteza și vor crede, se vor mântui, iar cei care nu vor crede, se vor osândi. Cu aceste cuvinte, cu aceste îndemnuri, au ieșit apostoli la propovăduire în întreaga lume, propovăduind noua învățătură, cu toate că erau bătuți, cu toate că erau chinuiți. Și iată că pe vremea aceea trăiau un învățat și au mers la dânsii iudei și l-au întrebat: Învățătorule, spune-ne nouă, ce să facem cu acești oameni care propovăduiesc o învățătură nouă, deosebită de a noastră? Și el le-a spus așa: dacă învățătura lor va fi de la oameni, se va pierde. Iar dacă va fi de la Dumnezeu, zadarnică este încercarea voastră. Ne întrebăm noi acum, la scurgerea celor 2000 de ani, dacă învățătura era de la un om oarecare, se pierdea, se risipea. Iar dacă a fost prin însuflarea lui Dumnezeu și prin pogorârea Duhului Sfânt, această învățătură s-a păstrat din generație în generație și a ajuns până la noi. A ajuns până la noi, care ne învață că trebuie să fim pelerini. Pelerinul ce este? Este omul care colindă locurile sfinte și este omul care vorbește despre ele. Este omul care propovăduiește despre ele. Este omul care îndeamnă și pe altul. Este omul care învață și pe altul. Este omul care aduce la mântuire și pe fratele său, care ori nu știe, ori a rătăcit, ori este indiferent. Și iată că Duhul Sfânt le-a dat atâta tărie și putere și au ieșit la propovăduire în întreaga lume. Noi românii suntem un popor binecuvântat de Dumnezeu, pentru că pe teritoriul țării noastre a propovăduit primul dintre apostoli, Andrei, cel chemat primul la apostolie, fiind mai întâi ucenic al Sfântului Ioan Botezător. Pe teritoriul țării noastre s-au înființat lucruri sfinte și mari. Pe teritoriul țării noastre Andrei a propovăduit și a lăsat aici formațiuni bine organizate, episcop și preoți. Și de la dânsi prin această succesiune suntem și noi cei de astăzi. De aceea, prima duminică după pogorârea Duhului Sfânt este duminica tuturor sfinților, acelora pe care au primit cuvântul lui Dumnezeu, dar nu l-au păstrat în inima lor și l-au propovăduit și altora. Și ei și-au dat viața pentru Iisus Hristos. Cel care își dă viața pentru mine, îl voi primi într-o împărăție a lui Dumnezeu. Iar cel care își cruță sufletul său în lumea aceasta, îl va pierde înaintea lui Dumnezeu. Ei, sfinții,
au înțeles că ce al propovădui pe Hristos, al primi în inima lui și a altora, este cel mai depres lucru. Și de aceea, cu toată râvna, cu toată dragostea, cu toată pedica, cu toate lucrurile grele ei au propovăduit. De aceea s-au ridicat împotriva lor și au fost bătuți și au fost spânzurați, au fost tăiați cu sabia, trași pe roată, bătuți cu vine de bou, bătuți cu vergi, aruncați în varnițe, chinuiți într-un fel sau în altul. Dar cea mai mare bucurie a lor a fost aceea că s-a întâlnit cu Iisus Hristos, Domnul nostru. De aceea n-aveau nici frică, de aceea n-aveau nici teamă, de aceea n-aveau numai bucurie și dragoste în Dumnezeu. Iată, aceste daruri le-a adus Duhul Sfânt, a adus îndrăzneala de a-L propovădui, a adus dragoste de Dumnezeu și de om, a adus bucuria cea sfântă pe care trebuie să o aibă fiecare dintre oameni. Așadar, duminica trecută a fost duminica tuturor sfinților și în toate bisericile s-au citit acatistul tuturor sfinților. Dar fiecare popor are sfântul său. Din fiecare popor se naște cei care îl iubesc pe Dumnezeu în chip deosebit. Și de aceea munții noștri, de aceea pământul nostru a fost binecuvântat cu pusnici, cu pusnice, cu călugări deosebiți, cu măicuțe deosebite, cu oameni deosebiți, cu femei virtuoase și pline de nădejde și de credință, care au slujit Domnului cu toată credința și și-au dedicat întreaga viață slujirii lui Hristos dezinteresat. Și de aceea s-a luat decizia ca și în calendarul nostru să fie scriși acei care au ieșit în relief mult mai mult decât noi toți. Și sunt pilde, sunt lumini, sunt luceferi pentru fiecare dintre noi. De aceea, duminica de astăzi este închinată tuturor sfinților români. Și mă voi opri la un sfânt pe care biserica noastră în scurt timp îl va proclama la Piatra Neamț. În ziua de bună vestire, la Mitropolia Moldovei s-a proclamat Sfânt Gheorghe Perelinu, un om care a trăit cu aproape 200 de ani în urmă, din părțile Ardealului, căsătorit cu 5 copii. Lasă tot și începe să colinde țara în lung și în lat. Merge de mai multe ori în Țara Sfântă, așa cum se mergea atunci, foarte greu. Și acolo se dedă rugăciunii și slujirii lui Dumnezeu, postind 40 de zile. Și se spune că atunci când el se ostenea cu post și rugăciune, veneau diavole și îl încurcau și veneau și îl stârneau din dragostea pe care o avea față de Dumnezeu. Îi arunca căciula, îi arunca încălțăminte și atunci el acolo a depus un jurământ că nu va mai merge cu capul acoperit și nu va mai merge încălțat. Și din clipa aceea a dat deoparte și căciula și încălțămintele și a început să meargă pe jos până la sfârșitul vieții sale, nemai fiind capul acoperit. Auzind de frumoasele mănăstiri din Moldova, vine, le colindă, le vizitează și se oprește în Piatra Neamț. Se oprește în Piatra Neamț și se lășluiește la Biserica Sfântului Ștefan, în turnul Clopotniței, care este aproape în centrul orașului. Și aici stătea el. Alături avea bisericuța, care era deschisă și în fiecare noapte îngenunchea 3-4 ore și se ruga necontenit lui Dumnezeu. Iar ziua, desculță și fără capul acoperit, începea să spune psaltirea pe de rost și o spunea, și tot o spunea,
Și veneau oamenii care îi dădeau câte un bănuț și el nu vrea decât numai un singur bănuț. Și primea bănuțul ăsta și seara mergea și cumpăra pâine din bănuța aceea și venea mulțime multe de oameni și le dădea pâinea pe care el o cumpăra, dădea la toți. Și permanent citea rugăciune. A colindat toate meleagurile de acolo. Și s-a rugat necontenit cu Dumnezeu. Toată viața sa a fost o continuă rugăciune. Citirea psaltirii pe de rost și alte rugăciuni pe care el le-a rostit. Și așa sunt demnul rugăciunii, sunt demnul milostenii, sunt demnul dragostei de Dumnezeu. El a trăit descult vară și iarnă, fără capul acoperit. Iarna se prindea zăpadă de dânsul și era atât de groasă încât când intra undeva ca să ia o pâine, îl întrebau cum poate să reziste. Și el spunea, ție care ești încălțat, ți-i frig, mie nu mi-este frig. De aici deducem că cel practica rugăciunea inimii, care îi încălzea inima și trupul său atât de mult încât se dezgheța gheața de pe picioarele sale. Și este cunoscut și știut, căci atunci când sunt rugători puternici al acestei rugăciuni, cu adevărat nu simt nimic, nici frigul, nu simte nici căldura, așa cum sfinții, atunci când erau bătuți, nu simțeau nimic, se vindecau rănile. Și îi umplea ciuda mai mult pe cei care vedeau că ei nu au nimic și îi băteau din ce în ce mai tare ca să plângă, pentru ca să se vaite, să țipe. Dar niciunul n-a făcut lucrul acesta, așa cum nici el l-a făcut. A umblat așa întreaga vieții, viața sa și a spus așa, eu voi pleca atunci când clopotele de întreaga țară vor suna și va anunța o veste mare. Aceasta a fost atunci când a început războiul. Și el a plecat și a fost înmormântat în Piatra Neamț. Un prieten al său, după 17 ani, dorește ca să ia sfintele sale oseminte și să le ducă la mănăstirea Râșca. Dar nu a ajuns, pentru că cai atunci când mergea din Piatra Neamț au luat-o spre mănăstirea Varatic și au ajuns acolo. Și sfintele sale oseminte, sfintele sale moaște, au stat până acum la mănăstirea, în osoarul mănăstirii Varatic. Iată, acesta este sfântul pelerin al nostru, de care noi avem de la dânsul de învățat. Ce învățăm? Dragostea de om prin milostenie, dragostea de Dumnezeu prin rugăciune. Învățăm jertfa față de Dumnezeu, lipsindu-i bogățiile lumii acestea, cu cojocul în spate, desculț și cu capul gol, toată viața sa a umblat, toată viața sa s-a rugat, toată viața sa l-a cerut pe Dumnezeu un ajutor, dar noaptea, când el se ruga, nu se ruga pentru el, se ruga pentru toată lumea, pentru toți acei care i-au dat un bănuț, cine îi dădea mai mult, îi dădea înapoi, pentru toți acei și din ceea ce el primea, nimic nu primea și totul dădea de pomană, făcând pâine și dând celor care aveau nevoie. Iată, prin aceste mari daruri pe care l-a înzestrat bunul Dumnezeu pe acest om, pelerin numit Gheorghe Pelerin, noi astăzi îl cinstim și în scurt timp Piatra Neamț se va pregăti pentru a-l proclama și pentru a-l venera pe el. Iată, din sânul neamului nostru, din sânul acestui popor care a îndurat multe, s-au născut și oameni de aceștia. Așa s-a născut și Sfânta Teodora de la Sihlă, pe care noi o cinstim și care mergem la dânsa și ne închinăm la mănăstirea Sihlă. Și ea a fost căsătorită. Dar după o an de la căsătorie s-au despărțit. Ea a luat drumul mănăstirii spre Focșani
și el în altă parte. Și așa, după moartea stariței, stariței se întoarce aici și stă în această peșteră ani de zile. Ani de zile mâncând din rădăcinile pământului și având apă din piatra care curgea deasupra. Și iată că bunul Dumnezeu îi trimite ei veste, pentru că păsările cerului luau hrană de la mănăstirea Sighăstria în ciocul lor și îi duceau ei și ea mânca un pic. Și așa, prin aceste păsări care căreau mâncare, a fost descoperită ea. Și atunci când a fost descoperită, a cerut o haină să fie îmbrăcată, s-a îmbrăcat, s-a spovedit, s-a împărtășit și apoi a plecat la Domnul. Iată, din sânul acestui neam s-au născut oameni de felul acesta. Din sânul acestui neam s-a născut un brâncovean, care la turci, în 15 august, de față cu el, i-a tăiat capetele la copiii săi, i-a tăiat capetele la sfetnicul său, i-a tăiat capul său. Și cel mai frumos model este acesta, când cel mai mic se îndoia și el a spus: din neamul nostru nimeni nu s-a îndoit, mai bine mort decât vândut. Și-a întins capul cel mai mic ca să fie tăiat. Vrenicia aceasta a ajuns până la noi. Din neamul acesta, din timp în timp, se nasc oameni care devin pildă. Din timp în timp se nasc oameni care ne ridică pe noi, cei de jos. Din timp în timp se nasc oameni aceștia care ne îndeamnă la bunătate, care ne îndeamnă la milă, care ne îndeamnă la dragoste, care ne îndeamnă căci rugăciunea este instrumentul cel mai puternic pe care putem ajunge și să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Când am citit Pelerinul Rus și acolo am descoperit că acel om spunea de 16.000 de ori pe zi rugăciunea Doamnei Iisuse, am spus că este imposibil. Apoi am constatat că ce este posibil. Nu la măsura lui, dar este posibil. Este posibil pentru că și el fiind om a făcut lucrul acesta. Dar la data când noi ne rugăm și ne rugăm și ne rugăm, vine Duhul Sfânt care te întărește, vine Duhul Sfânt care te umbrește, vine Duhul Sfânt care îți dă putere, vine Duhul Sfânt care te sfințește, vine Duhul Sfânt care face ca să uiți de toate ale lumii aceștia și să guși din cea mai mare și mai bună dulceață care este cea rugăciunii și a sta de vorbă cu Dumnezeu. A sta de vorbă cu oamenii, ne privim orizontal. A sta de vorbă cu Dumnezeu, privim vertical. Și de aceea, atunci când privim în sus, de acolo vine lumina, de acolo vine puterea, de acolo vine dragostea, de acolo vine iertarea, de acolo vine binecuvântarea. Și de aceea duminica de astăzi este închinată tuturor sfinților români, care în decursul timpurilor și al veacurilor au trăit unii în anonimat. N-a știut nimeni despre dânsii, care nici astăzi nu știu. Astăzi, prin voia lui Dumnezeu, s-au descoperit așa cum la mănăstirea Neamțului, când după sute de ani au trecut oamenii pe aleea aceea și într-un moment dat piatra se ridică și atunci le dă semn și intră înăuntru și îl descopere pe Sfânt acolo. Cu voia și cu știrea împăratului cerului și al pământului. Și așa fiecare dintre noi poate să obțină bucuria rugăciunii printre a ruga. De a te ruga nu cerând ceva, de a te ruga nu gândindu-te la cele materiale, la cele omenești, ci te-a ruga cu toată căldura și a uitat de tine și a uitat de cel ce este în jur. Se spune că odată un om
încercând pe altul să-i vadă dacă are dragoste de rugăciune și poate să o spună până la capăt, îi spune așa: dragul meu, vezi calul acesta? Eu ți-l dau ție, dacă tu spui până la capăt rugăciunea Tatăl nostru. Și spune, cum să nu? O spun. Și începe omul nostru rugăciunea Tatăl nostru și după ce trece de pâinea noastră, cea de toate zilele, se oprește și îl întreabă, dacă păstru tu nu mi-l dai? Printre asta vedem cum grija lumească îl stăpânește pe el și atunci el n-a putut să pună rugăciunea până la sfârșit. Odată, stând cu părintele Cleopa, noaptea târziu, acolo într-un cerdac, îl spune el. Era un călugăr rău și avea rău, bătăuș, bătea pe toți ucenicii lui, așa era. Și la dânsul au stat mulți ucenici. Și unul dintre dânsul cu numele de Pahome a rezistat. Și-a primit și batjocură, și-a primit și bătaie de la el. Și moare acest Pahom. Mai târziu vine în vizită un alt călugăr la dânsul și îl întreabă. Spune-mi tu mie, unde este ucenicul? A murit, e mormântat acolo. Păi, câte ne-a făcut mie ăsta? Vreau să mă duc la mormântul lui. Și se duce la mormântul lui și îl întreabă. Pahomie, ce faci? Și atunci aude din mormânt. Răbdătorul nu moare niciodată. El a răbdat toate până la capăt și n-a murit. Când a auzit cuvintele acestea, prietenul s-a întors și a spus, fratele meu, uite ce am auzit spunând din mormânt, că răbdătorul nu moare niciodată. Atunci călugărul a început să se bată cu pumnii peste cap, să spui, văleu, ce-am făcut eu? L-am chinuit pe acest om și l-a bătut și face o colibă mică lângă mormântul lui și stai acolo și se roagă. Și în una din zile aude din mormânt spunând așa, părinte, mâinile tale sunt sfinte. Și el s-a întrebat, cum? Eu te-am bătut și mâinile tale sunt sfinte? Da! Pentru că mi-a crescut răbdare, mi-a crescut dragostea de Dumnezeu, mi-a crescut iubirea față de Dumnezeu și așa răbdând m-am mântuit și sunt aici. Și atunci el a început să se roage, să se plângă și să spună că și într-adevăr Dumnezeu pe cel care răbde îi dă Dumnezeu binecuvântare. Nu o răbdare oarecare și până la sfârșit. Citim noi despre cei 40 de sfinți din 9 martie, când au fost chinuiți și aruncați în iezură din Sevastra. Unul nu a avut răbdare și a ieșit, a intrat în apă și a murit. S-a aruncat paznicul și îndată pe capul lui a apărut cununa pe care erau și când stăteau în apă aici, spuneau, iute este... frigul, tare este credința, iute este vremea, puternică este dragostea. Și așa au ajuns, te-au dobândit până la sfârșit. De aceea, așa cum spunea părintele Cleopa, nu până la prășit să răbdăm, până la coles. Nu în timp și până la cap. Indiferent ce ar veni asupra noastră, bucurie, tristețe, boală, încercări. Și numai dacă Dumnezeu îți ia mintea și nu te mai poți ruga, atunci nu te rogi. În schimb, să te rogi. Din rugăciune descoperi că trebuie să fii bun, din rugăciune descoperi că trebuie să faci milostenie, din rugăciune descoperi că trebuie să fii rău, din rugăciune descoperi că trebuie să fii blând, din rugăciune descoperi că trebuie să ajuți pe altul, din rugăciune descoperi toate darurile Duhului Sfânt care se coboară peste acel care face rugăciune. Și dacă împletești rugăciunea cu un pic de faptă bună, atunci el zboară, se ridică spre cerul, cu cele două aripi, ai credință și ai fapte și ajunge acolo unde trebuie.
De aceea, pe cei care noi astăzi îi sărbătorim, Sfinții Români au avut cele două aripi, și credința și fapta. Din puținul puținul lor ei au dat. Dacă n-au avut, n-au dat și au dat un cuvânt de folos. De aceea se spune că pe om îl ajutăm în trei chipuri. Atunci când noi îl ajutăm direct, atunci când învățăm pe altul și atunci când îl oprim pe altul de la rău, am învățat de bine. Și așa se poate învăța. Se poate învăța nu numai prin a da, și prin a sfătui, și prin a îndrepta, și prin a sprijini pe cel care are nevoie. De aceea, duminica de astăzi ne pune nouă în față toți Sfinții Români. Și ca să-i putem noi înțelege, Biserica Ortodoxă Română a hotărât ca în calendarul nostru toți Sfinții care îi vedem trecuți cu albastru sunt români, ca să-i deosebim, ca să-i înțelegem. Că și în calendarul nostru, așa cum calendarul tuturor popoarelor, au sfinții săi și noi avem sfinții. Ce sunt sfinții? Oameni ca și noi, care au lepădat cele anume și l-au iubit pe Hristos până la jertfă și de aceea i-au primit plată. Să fie ca sfinții români, rugători înaintea lui Dumnezeu, să le trimită și nouă răbdare lor, să le trimită cu mințenia lor, să ne trimită dragoste lor, să ne trimită bucuria de a-L găsi pe Dumnezeu. Amin.